O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. În cadrul emisiunii O împărăție care nu se poate clătina, îl veți audia pe păstorul David Nicola, cu un mesaj intitulat Rugăciunea, inspirat din Evanghelia după Ioan, capitolul 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și nici unul din ei n-a pierit, afară de Fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu,
ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și le-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni ai Sfântului Cuvânt, doresc ca Domnul Iisus Hristos, care ne leagă pe unii de alții și ne leagă de împărăția Lui, să vă binecuvinteze cu o binecuvântare specială, după nevoia pe care o veți în inimă și în familie. Amin. Omul a fost considerat dintotdeauna coroana creației lui Dumnezeu. Are o capacitate nemaipomenită. Se poate ridica, din punct de vedere spiritual, până la porțile raiului, dar și poate coborâ până la porțile iadului. Are capacitatea să se ascundă. Nu știi ce gândește, nu știi ce voiește, nu știi ce urmărește. Uneori se poate preface în înger de lumină și alteori să nu mai vorbim. El poate spune adevărul, dar poate spune și o minciună. Poate spune adevărul total, dar poate să-l spună și parțial, puțin, și nu știi cât e adevăr, cât e minciună. Dar în ultimul timp, la mulți oameni le place să umble în culoarea aceea pe care noi o numim gri. Nu-i nici alb, nu-i nici negru, e gri. La Dumnezeu nu există dintre două rele, alegi pe cea mai puțin rea. La Dumnezeu este binele și răul. Alegi ce vrei, ori una, ori alta. Este o artă deosebită să-i cunoști pe oameni, dar cine poate să-i cunoască? Chiar inima omului, spune profetul Ieremia, este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? E foarte interesant ce spune evanghelistul Ioan în Evanghelia lui la capitolul 2 cu versetul 24, că mulți oameni au crezut în Domnul Iisus. Ei credeau în El, El nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea. Pe oameni îi poți cunoaște indirect dacă te uiți la cum lucrează, cum se poartă, cum vorbesc, cum se îmbracă, dar mai ales îi poți cunoaște urmărindu-i cum se roagă. Înaintea lui Dumnezeu, în general, oamenii își deschid inima, că de fapt poți să te ascunzi de Dumnezeu, poți să-ți ascunzi gândurile, intențiile, faptele. În general nu, e adevărat că unii oameni încearcă, pentru că în Sfânta Evanghelie citim că unii oameni au venit la Domnul Iisus ca să-L ispitească. Dar în general, oamenii în rugăciune își varsă inima. Se arată așa cum sunt, pentru că pe Dumnezeu nu-L poți păcăli niciun fel. Rugăciunea este în mare parte o taină și implică un act deosebit de credință. Numai cine crede cu adevărat se roagă, ceilalți spun rugăciuni. Este o mare diferență între a te ruga cu adevărat și a spune o rugăciune. Numai oamenii care cred, nu care cred că cred, oamenii care cred se roagă, ceilalți nu se roagă. Este cea mai eficientă armă pe care credinciosul o poate folosi în lupta vieții, în lupta cu cel rău. Rugăciunea este cel mai bun medicament care poate vindeca orice boală spirituală. Înseamnă să te conectezi la energie cerească, energie bună, energie divină. Adeseori ne întrebăm, de ce suntem așa de slabi din punct de vedere duhovnicesc? Nu ne rugăm destul. Nu stăm suficient de mult
în prezența lui Dumnezeu, în legătură cu Dumnezeu. Cine se roagă, stă conectat la sursa de viață, bea apă din râul vieții și mănâncă din pomul vieții din care n-a mâncat Adam. Domnul Iisus a fost numit omul durerii, dar a fost numit și omul rugăciunii. Nimeni nu s-a rugat așa cum s-a rugat El. Uneori mă gândesc cum se ruga Domnul Iisus. Ce zicea? Într-o împrejurare orecare, când ucenicii l-au văzut cum se roagă, când l-au ascultat cum se roagă, după ce a terminat Domnul Iisus rugăciunea, i-au venit la ei și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm, așa cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și i-a învățat cum să se roage, dar nu i-a învățat cum să predice. De multe ori, la diferite școli, în seminarii, se învață cum să predici, dar nu există niciun curs care să te învețe cum să te rogi, când te rogi cu adevărat. Rugăciunea din Ioan 17 este rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Hristos, pe care o face înainte de moartea sa, înainte de Ghețimani, când era adunat împreună cu ucenicii, când le-a vorbit de ce îi așteaptă pe ei și pe el, când a simțit că brațele crucii se profilau la orizont. El și-a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Teologii spun că este cel mai sacru text din Noul Testament, este Sfânta Sfintelor a Noului Testament. Dar ce putem învăța din această rugăciune? În primul rând, privilegiul ucenicilor Domnului Iisus Hristos. Putem deduce ce privilegii extraordinare au acei care sunt ucenici ai Domnului, acei care au crezut în El și L-au urmat pe El. În primul rând, este privilegiul ca Domnul Iisus să se roage pentru ei. Domnul Iisus spune: nu mă rog pentru lume. Noi ne rugăm pentru lume. Tată, nu mă rog pentru lume. Mă rog pentru acei care au crezut. Pentru cei care au crezut în mine că Tu m-ai trimis. Pentru cei care au primit cuvântul Tău. Pentru ei mă rog. Ce privilegiu extraordinar să se roage Domnul Iisus pentru mine, pentru tine, pentru noi toți. Domnul Iisus s-a rugat pentru ucenicii apropiați care erau atunci, dar s-a rugat și pentru aceia care vor crede în El prin cuvântul care va fi vestit. Privind spre viitor, a văzut că undeva odată în istorie, tu vei crede, tu vei veni la El, tu vei încheia legământ cu El, tu vei intra în familia Lui, nu-ți va fi rușine de numele Lui, nu-ți va fi rușine de Evanghelia Lui și de biserica Lui. Și Domnul Iisus s-a rugat pentru tine. El stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi și Sfântul Cuvânt ne spune: există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul Iisus Hristos. Și Duhul Sfânt se roagă cu suspine negreite. Și apoi e un așa mare privilegiu să fim ai Domnului. Tată, Sfinte Tată, sunt ai Tăi, Tu mi-ai dat. Noi? Da. Domnul Iisus privește înainte și spune: Tată, sunt ai Tăi, Tu mi-ai dat. Ești conștient de privilegiul acesta să fii al Domnului. Poate că unii dintre noi nu ne dăm seama bine acum ce înseamnă să fii a Domnului. Dar își vor da seama oamenii atunci când Anticristul va veni, când îi va pecetlui pe ai Lui, ce înseamnă să fii a Domnului, să fii pecetluit al Domnului cu Duhul Sfânt ca semn al proprietății divine și cel rău să nu se poate atinge de tine. E un har, e un privilegiu, dar e și o responsabilitate uimitoare, tocmai pentru că suntem ai Domnului. De ce nu faci și tu ce fac alții? Eu sunt al Domnului. Tu ești? Ești conștient a cui ești
și de mare responsabilitate pe care o ai, pentru că ești al Domnului. De asemenea, avem privilegiul să avem viață veșnică. Tată, mi-ai dat putere să dau viață veșnică tuturor acelora care vor crede. Să dau viață veșnică. Dar ce-i viața veșnică? E vorba de durată? E vorba de calitate? Domnul Iisus în versetul 3 spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De unde începe viața veșnică? Cine are viața veșnică? Viața veșnică începe cunoscându-L pe Domnul Iisus, cunoscându-L pe Dumnezeu. Numai atunci când îl cunoști, ai viața veșnică. De multe ori m-am întrebat de ce n-a mâncat Adam din pomul vieții, de ce n-a fost interesat de pomul vieții. Pentru mine, probabil că și pentru dumneavoastră, ar fi fost mai interesant pomul vieții decât pomul cunoștinței binelui și răului. De ce n-a mâncat Adam din pomul vieții? Nu știa ce-i moarte. Nu știa ce înseamnă cimitir. Nu știa ce înseamnă cruce și mormânt. Nu văzuse încă niciodată. Dar toți oamenii care de la Adam încoace au gustat moartea și au pus întrebarea, Adam, de ce n-ai mâncat din pomul vieții? Dar viața veșnică o putem avea făcând ce n-a făcut Adam. Îl avem pe Domnul Iisus, privilegiul suprem. Cine îl are pe Fiul, are viață veșnică. Și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine crede în Fiul, are viața. Când vom închide ochii pentru viața aceasta și pentru lumea aceasta, vom deschide ochii noștri pentru o altă viață. O viață specială, o viață deosebită în calitate și o viață deosebită în durată, nu se va mai termina niciodată, dar nu de durată e vorba, ci de calitate. Cum va fi viața aceea? Gândiți-vă cum a fost viața înainte de a intra păcatul în lume. Înainte ca pământul acesta să fi cunoscut o travă păcatului, înainte de a fi fost spin și pălămidă, sudoare, durere și lacrimi amare, cum a fost? Așa va fi viața veșnică cu Dumnezeu. Dar viața veșnică fără Domnul Iisus nu există. N-a existat niciodată și nu va exista. Viața veșnică începe. Cine îl primește pe Domnul Iisus, primește viața. Începe cu El. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus, în această rugăciune, pe lângă faptul că ne amintește de marile privilegii pe care le avem, ne amintește și de marile nevoi pe care le avem. Ci, Tată, te rog ca toți să fie una. Care e nevoia? Unitatea tuturor credincioșilor. Oare este chiar așa de importantă unitatea? Dacă noi nu suntem conștienți de importanța unității în viața de credință, diavolul e conștient. El știe că poate reuși atunci când dezbină. Niciodată nu are câștig mai mare decât atunci când dezbină. Când dezbină oameni, când dezbină prieteni, când dezbină familii, când dezbină biserici, când dezbină. Tehnica lui e dezbinarea, împărțirea, împrăștierea. Tehnica Domnului și a Duhului Sfânt e adunarea, strângerea la oaltă, mai aproape unii de alții, dar diavolul dezbină. În toate domeniile vieții, există dezbinări, dar am stat să mă gândesc, unde există cea mai multă dezbinare? Știți unde? În religie. Niciunde nu există mai multă dezbinare decât în domeniul religios. Păi nu înțeleg, dar dacă mă întorc la ce s-a rugat Domnul Iisus, atunci îmi dau seama de ce s-a rugat. Tată, te rog ca tot să fie una. Așa cum suntem noi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una.
nu se pot împărți niciodată. Ei sunt una. Avem nevoie de unitate. Avem nevoie de asemenea de ocrotire. Tată, păzește-i de cel rău. Dar cine e cel rău? Dezbinătorul. El este cel rău, noi suntem în lume, într-un loc neprielnic, pentru cei ce vor să trăiască o viață curată. Știi unde ești? În lume. Tată, spune Domnul Iisus, eu nu mai sunt în lume, eu vin la tine, dar ei sunt în lume, ei rămân în lume. Nu te rog să iei din lume, te rog să-i păzești de cel rău. Suntem în lume, înconjurați de lume, de sistem de gândire omenesc, lumesc, firesc și să nu mai spun altceva. În lumea aceasta nu e un loc favorabil pentru cei care vor să trăiască o viață curată, pentru cei ce iubesc adevărul și neprihănirea, pentru cei ce iubesc dreptatea, nu e aici. Aici e un loc prielnic pentru corupție, pentru minciună, pentru destrăbălare, pentru cei cărora le place noroiul. Avem de luptat cu un vrăjmaș tare, viclean și ret din calea afară. Cine e în stare să lupte cu el? Are o viclenie, nimeni nu-i poate sta împotriva, dacă nu-l are pe Domnul Iisus. Dar cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume, glorie lui, amin. Cel ce este în noi, Domnul Iisus, Duhul Sfânt, e mai tare decât cel ce este în lume. Dacă ești al Domnului, atunci te poți împotrivi celui rău. Iacov spune în epistola lui, supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. Unii zic, uite, Biblie scrie împotriviți-vă diavolului. Dar da, de-a prima dată spunem, supuneți-vă lui Dumnezeu. Că dacă nu te supui lui Dumnezeu, dacă nu-L ai pe Domnul Iisus, nu te poți împotrivi diavolului sub nicio formă, că n-ascultă de tine. Oare suntem suficient de conștienți că suntem urmăriți de cel rău? Că vrea să te împingă, să te înșele, să te subjuge, să te țină în colivia lui legat, ca nu cumva să vii la Marele Liberator, să ai viață veșnică. Ești conștient. Domnul Iisus, nu numai că s-a rugat El, ne-a învățat și pe noi să ne rugăm și a spus, când vă rugați, printre altele, să spuneți și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Repeți vreodată această rugăciune. Ești conștient de uneltirile Lui, de viclenia Lui, de fățărnicia Lui. Ești conștient? Roagă-te și roagă-te cât mai des. Dar încă un lucru, Domnul Iisus s-a mai rugat pentru ucenici și a zis, Tată, sfințește-i prin adevărul Tău. De ce avem nevoie? De unitate, de ocrotire și de sfințire. Sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. La unii oameni le este și frică să se gândească la cuvântul acesta sfințire. Ce suntem noi sfinți? Dar cine se poate considera sfânt? Dar ce este sfințirea? Ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu? În Evrei 12 cu 14 spune, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni, nu contează cum îl cheamă și din ce cult vine, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Sfințirea e un proces îndelungat, mântuirea e un act, nașterea din nou e un act, odată te naști din nou. Dar maturizarea noastră, creșterea noastră, e un proces îndelungat. Ține toată viața și nu se termină. Înseamnă a muri tot mai mult față de lume și păcat și a fi tot mai viu pentru Dumnezeu, pentru lucrările lui Dumnezeu. Acum vă puteți face un test simplu. Cât ești de sensibil încă la păcat? Te mai atrage sau ești mort față de păcate? E un proces. De ce e nevoie de creștere, de maturizare? Să ne sfințim mereu, să ne maturizăm, să fim mai buni, să fim mai aproape de Dumnezeu. De îmbătrânit, sigur îmbătrânim, dar ne și sfințim? Poate că unii se gândesc și pe bună dreptate,
că nu vom ajunge nici nimeni dintre noi suficient de sfinți ca să merităm cerul adevărat. Dar Domnul Iisus spune în versetul 19, mă sfințesc și eu pentru ei. Adică, Doamne, ce nu pot ei, mă sfințesc eu pentru ei. Și în 1 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 30, Sfântul Apostol Pavel spune că Domnul Iisus a fost făcut pentru noi. Înțelepciune, sfințire, neprihănire. Adică, ce nu poți tu? Domnul Iisus spune, mă sfințesc eu pentru ei. Adică, Doamne, ce nu pot ei, fac eu. Fac eu pentru ei, fac eu în locul lor. Dar problema, ești al Domnului? Nu pentru lume, mă rog, ci pentru aceia care au crezut în mine, care au primit cuvântul tău. Care este viitorul urmașilor Domnului Iisus? Numai ei au viitor. Biserica are viitor pentru că l-are pe Domnul Iisus. Ceilalți, lumea, știți că nu are viitor? Dar cei care sunt ai Domnului au viitor, pentru că Domnul Iisus spunea în rugăciunea pe care a făcut-o, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și aceia pe care mi-ai dat tu, care au crezut în mine. Care e viitorul nostru? Să fim acolo unde este El. Nu știm multe despre Rai, nici nu e important să știm. Mi-ajunge să știu că voi fi acolo unde este Domnul Iisus Hristos, care a murit pentru mine, care a înviat pentru mine, care m-a chemat din lume să fim ai Lui, acolo unde este El, vom fi ca El. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cum să devenim destoinici pentru cer? Vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și tot ce n-am putut El, va completa El. El se va sfinți pentru noi. Dar ești pornit în direcție bună? Ești al Lui? Ești conștient de cel rău că te urmărește? Domnul Iisus vrea să fim părtași la slava Lui și spune în versetul 26, să vadă și ei slava mea, slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Adică, îmi permit să parafrazez puțin. Tată, ei pe pământ au avut parte de batjocori, de dispreț din partea lumii. Au fost persecutați, au fost chinuiți. Dar, Tată, acum vreau, aceia care în lume au fost ocărâți și disprețuiți pentru mine, vreau să vadă slava mea, să vadă slava pe care mi-ai dat-o tu. Vreau ca și ei să vadă slavă, să aibă parte de slava mea. Am fost pregătiți pentru slavă, spune Apostolul Pavel. În Apocalipsa 7, cu versetul 17, spune cuvântul că Domnul Iisus va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Adeseori, pe pământul acesta al durerilor, în locul acesta al necazului celui mare, vrei, trebuie, nu vrei, dar ești obligat să verși lacrimi de durere, lacrimi amare. În necazul zilei, în lupta cu ispitele, adeseori am udat cărarea noastră și poate ne punem și noi întrebarea, de ce ades mi-e dat pe cale să îndur dureri și fel de fel? De ce cu lacrimi e udată adeseori cărarea noastră? Dar îmbucurător este faptul că Domnul Iisus, când vom ajunge acolo, ne va șterge orice lacrimă din ochii noștri. Atunci vom înțelege fericirea, ferice de cei ce plâng pentru ei și păcatele lor și pentru păcatele altora. Ferice de cei ce plâng. Ești al Domnului? Să spui și tu, Tată, a sosit ceasul să mă întorc la tine. A sosit ceasul să aud încă o dată chemarea ta delicată care mă cheamă din întuneric la lumină, din ură la dragoste, din minciună la adevăr, din moarte la viață veșnică. A sosit ceasul, Tată! Ai putea să spui astăzi? Ajunge cât am rătăcit în lumea păcatului, ajunge cât m-am terfelit noroaiele lumii,
ajunge. A sosit ceasul. Numele Lui să fie binecuvântat și numele Lui să fiți binecuvântat și dumneavoastră, acum și în veci. Amin. Ați urmărit un mesaj intitulat Rugăciunea, prezentat de pastorul David Nicola. Vă invităm în continuare să rămâneți cu Radio Vocea Evangheliei. Până la o nouă emisiune, vă dorim toate cele bune! O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina.